Bună dimineața, supranumit și ucigașul silențios. Despre colesterol putem să spunem că este și bun și rău pentru organism. El intră în componența tuturor celulelor din corpul uman, iar rolul lui este esențial pentru sănătate. În limite normale, colesterolul protejează organismul, iar în cantități mari se transformă într-o lipidă extrem de nocivă. Discutăm despre acest subiect alături de medicul Ruxandra Constantina. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Bună dimineața. Așadar, doamna doctor, de ce ne pune colesterolul mărit viața în pericol? Colesterolul mărit și în anumite condiții, în special dacă este asociat și cu obezitate, în special obezitate abdominală, diabet sau alte boli, ne pune viața în pericol pentru că este un factor favorizant al declanșării bolilor cardiovasculare și al accidentului vascular cerebral și al infarctului miocardic. Cum putem să știm dacă avem colesterolul mărit? Dacă nu mergem la analize, ceea ce foarte mulți români nu o fac, desigur, există niște simptome atunci când este ceva mai grav, pentru că el fiind silențios, pentru că nu doare colesterolul, e ceva ce trebuie să luăm în calcul? Colesterolul nu doare, dar doar organele pe unde el se depune, de exemplu vasele. La nivelul inimii poate să provoace diferite tulburări, la nivelul ficatului, și atunci aceste simptome sunt nespecifice, o stare de oboseală, de astenie, dureri de cap, colici abdominale, deci nu trebuie să ne bazăm pe ele. De multe ori putem să descoperim după ce am avut un AVC sau un infarct și n-am vrea să ajungem în acest stadiu. Deci este foarte important pentru un om sănătos care nu are probleme de boli degenerative cronice o dată pe an să ne determinăm colesterolul și nu doar colesterolul total, insist, ci și acele fracțiuni, colesterolul așa numit bun, colesterolul rău, trigliceridele. Este foarte important să ne determinăm colesterolul oxidat, că este cel care are rol aterogen, se depune pe vase, și colesterolul non-HDL, care cuprinde de fapt întreg colesterolul rău. De ce crește colesterolul? Din cauza faptului că avem o greutate în exces și nu mâncăm sănătos, sau mai sunt și alte motive? Cauzele genetice, care sunt destul de rare. Da. Dar în rest totul ține de stilul nostru de viață și acesta este un factor modificabil. Culmea, asta e problema, că el determină boli cardiovasculare, deși noi am putea să prevenim prin schimbarea stilului de viață. Adică ce factor favorizant din stilul de viață determină creșterea colesterolului? În primul rând, alimentația. Mâncarea, da. Clar, dacă mâncăm grăsim saturate, în exces, animale sau chiar din uleiul de cocos și uleiul de palmier, care conțin grăsimi saturate și nu neapărat colesterol. Grăsimile trans din toate snacks-uri, chipsuri, aluaturi congelate, mezeluri procesate. Dacă nu facem mișcare, sedentarismul este un factor favorizant. Dacă nu încercăm să ne reducem stresul, stresul este și el un dușman tăcut care ne îmbolnăvește încet și sigur. Și nu în ultimul rând, dacă nu ne respectăm orele de odihnă, acele minim 8-9 ore de somn pe noapte. Și foarte important, renunțăm la obiceiurile nocive, alcool în exces și fumat. Care e diferența între colesterolul rău și colesterolul bun? Pentru că foarte multă lume discută despre acest lucru și atunci când facem analizele, vedem și ne gândim, a, e bine că cel bun e exact, ridicat, dar exact. Acel problemă. Bun, denumit HDL, este cel care curăță colesterolul de la nivelul organelor și vaselor și îl duce la ficat spre a fi metabolizat și eliminat. El ar trebui să aibă o valoare de minim 40-50%. 60-100% este cu atât mai bine, pentru că înseamnă că ne face protecție cardiovasculară. Iar acel colesterol rău, LDL, ar trebui să fie între 100-120 cu o marjă de 140, cum am spus, pentru un om care este sănătos, dar are un stil de viață nesănătos. Aici este problema, că noi de multe ori, chiar ca doctor, ne situăm la extreme. Adică vedem un tânăr sănătos, dar care muncește mult, mâncare aditivată, cafea, energizante foarte multe, fumează și ne repezim cu medicamente. Nu! La aceste persoane, schimbarea stilului de viață, mici ajustări, pot să determine în maxim 3 luni revenirea la normală a colesterolului. În schimb, există persoane 40, 50, 60 de ani, care au foarte multe alte boli asociate, boli cardiovasculare, cum am spus, diabet, obezitate, grăsime abdominală, și care nu vor să urmeze medicația pe principiu că le face rău. Le face mult mai rău această asociere de colesterol cu alți factori și le pune în pericol viața.
Bun, deci ca măsură de prevenție știm ce avem de făcut, pentru că am enumerat toate pericolele pe care le avem în fiecare zi. Ce putem să facem să-l scădem în mod natural? Există anumite suplimente, anumite plante sau ceva ce putem să facem zilnic? Există nenumărate plante, doar că ele, repet, trebuie recomandate de un medic apifitoterapeut, pentru că terapia este strict personalizată în funcție de vârsta, de pacientului, de afecțiune asociate, de stilul lui de viață. Ce vă recomand? Fie că mâncați pește sălbatic de 2-3 ori pe săptămână, sau luăm suplimentele acelea cu omega-3, dar care trebuie să conțină o concentrație mare de EPA și DHA-ul ca să fie benefic, să aibă acțiune terapeutică, deci 1-2-3 grame pe zi. Uleiul de kril iar este bun. Berberina s-a descoperit, extract din rădăcină de dracila, care are un efect extraordinar de bun asupra colesterolului și asupra glicemiei. Și efectele se văd într-o lună, dacă se urmează tratamentul corect. După aceea este drojdia de orez roșu, care conține o statină naturală, adică monacolina K, care de fapt are acțiune asemănătoare statinelor. Inhibă sinteza endogenă de colesterol la nivelul ficatului. Mai avem condimentele sub formă de extracte naturale concentrate, ghimbir, curcumină. Mai avem extractul de ceai verde. Ori îl bem ca atare, dar, repet, un ceai de calitate, sau luăm extracte care conțin o cantitate mare de antioxidanți, de polifenol, extractele gemoterapice, rozmarin, păducel, migdal, măslin, toate sunt foarte bune. Însă numai cu recomandarea medicului, clar. Clar. Și mai avem microbiota. Microbiota are rol și în reglarea valorilor colesterolului, adică ar trebui să avem un echilibru al florei microbiene și să ne administrăm, tot la recomandarea medicului, niște probiotice, pre- și probiotice de tip bifidobacteriu și lactobacillus. Mulțumim foarte mult pentru aceste recomandări și pentru că ne dorim, desigur, să trăim mult și bine. Vreau să vă spun că a apărut și noul număr al revistei Longevity, pe care îl găsiți la toate chioșcurile de ziare. Aici discutăm, desigur, despre ce trebuie să facem în fiecare zi, astfel încât să avem o sănătate bună și să trăim cât mai mult. Vedem și cum ne influențează fizic și mental stilul de a șofa, pentru că în fiecare zi mergem cu mașina. Cum ne pot afecta pernele somnul și sănătatea? Și știm clar că dacă nu avem un somn odihnitor, asta ne afectează calitatea vieții. De ce îmbătrânim și care este încă cel mai bun antidot? Vedem și care este secretul longevității Anei Aslan. Sunt foarte multe subiecte pe care ar trebui să le citiți. Vedem și care este profilul genetic al fiecăruia și care trebuie făcut cel puțin o dată în viață. Așadar, revista Longevity, pe care o găsiți la toate chioșcurile de ziare. Europa este continentul cu cea mai mare prevalență a colesterolului mărit. Colesterolul crescut este responsabil de apariția bolilor cardiovasculare, care reprezintă principala cauză de mortalitate în România. Acestea se întâmplă în ciuda faptului că este un factor de risc modificabil. Așa că mare atenție ce mâncați în primul rând și până data viitoare, sănătate multă!